Hei, salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod în care vreau să vă arăt cum să faceți un material PowerPoint. Și da, vom face pe Microsoft PowerPoint 2013. Și da, hai să începem tutorialul. Avem aici Presentation 1 și hai să ștergem deocamdată slide-urile acestea. Nu contează slide-urile. Așa. Hai să băgăm. Deci uitați, acesta este primul slide. Și este, puteți băga titlul. De exemplu, hai să băgăm aici un titlu. Vedem aici cum îl băgăm. De exemplu, hai să punem scenariu. Aici puteți băgați un titlu, subtitlu, ce vreți voi. De exemplu, uitați aici cum o fac eu. De pe YouTube. Aici. Da. Hai să ne alegem designul. Puteți vă alegeți de aici mai multe designuri. Ăsta. Asta. Da, uite, eu mi-aleg acesta. Și am avut, dacă vreți să faceți un new slide, apăsați, de exemplu, aici. Aici băgați titlu. Hai să punem titlu YouTube. Așa. Și, deci, de exemplu, dacă vă e prea lene să scrieți de mână, puteți să dați copy. Și aici puteți băgați paste options. Sunt mai multe. Keep the text only, keep the source formatting și, care îmi place mie, use destination item. Aici spune despre YouTube. Aici vreau să vă arăt cum puteți să băgați imagini. De exemplu, puteți să băgați uite, puteți să băgați această poză, deși nu vă recomand. Puteți să-i faceți aici dimensiunile, să le alegeți. Ați aici. Dați aici. Puteți băga, de exemplu, imaginea asta. De aici. Și băgăm titlul ăsta. Caza cu mondialul, de exemplu. Aici. Cam așa. Acum. Hai să băgăm niște tranziții. Puteți băga mai multe tranziții. Dați de aici. Așa. Puteți spuneți așa, split. Reveal. Random bars. Shape. Uncover. Și puteți să băgați aici ce fel de tranziții vreți. Eu vreau ăsta. Aici hai să băgăm ăsta. Nu, hai să băgăm ăsta. Așa. Da. Așa. Dacă cumva vreți băgați pe aici niște animații. Aici slideshow, from beginning, scenariu de pe YouTube. Aici YouTube-ul, cazacul mondial. Și așa, faceți un material PowerPoint și după îl salvați. Deci, îi dați save
Și vă alegeți voi unde spuneți. De exemplu, eu îl aleg în desktop să salvez. Și voi îl salvați unde vreți. Da, și cam atât și cu acest tutorial în care, în care v-am arătat cum să lucrați în PowerPoint pe calculator, să vă arăt și pe telefon. Și da, ne vom vedea data viitoare. Și mă mai face azi încă o promovare și ne vedem data viitoare. Pa, pa!